Cei mai buni la drobeta ai găsești. Mai ieși de la București. Mai bun ca la București. Îs cam ca ăia de la Obor. Băgăm un pic așa în muștar. Ce e ca micul ăsta? Bună ziua, oamenii mei, și bine ați revenit la un nou vlog, un vlog Salutare. De vară cu soțul meu, de la Severin, de acasă, de la dânsul. De fapt, astăzi este sâmbătă, dragule, și unde mergem noi? La târg. Să mâncăm? Mici. Să degustăm, de fapt, împreună cu socrii mei. Mergem acum la târgul din Severin. Vreau să mergem să degustăm micii, pentru că tot timpul i-a lăudat Mihăiță micii din târg. Eu l-am dus la mine acasă la Vrancea să mănânce micii din târg și parcă ai mâncat, nu? Și ți-au plăcut? Da. Și ai zis, băi, trebuie neapărat să încerci. Ce-i drept am mai încercat? Vă zic sincer, am mai încercat, doar că într-un alt târg din Severin, nu în târgul acesta. Bă, tot în ăla, mă. Tot în ăla mergem? Păi tot în ăla, de seama. Păi se schimbă șmecheria. Astăzi voi încerca să negociez pentru niște truse de make-up de la Anastasia Beverly Hills. Și dacă nu aveți idee cam cât costă o trusă de make-up, doar dați acolo un search pe Google și o să vedeți. Data trecută când am văzut-o pe doamna, mi-a zis că e 100 de lei. Un preț rezonabil, zic eu, dar o să încerc să o scot mai ieftin. Ia să vedem dacă îmi iese. Mi-am luat portofelul la mine, din păcate. Cum adică? Dau cu cardul. Ne întoarce acasă. N-am bani pe card, dă acasă. Mi-ați pus în vlogul de la sală că mai vreți video cu tata socru. Așa că vine tata socru în vlog. Vine și mama socră de data asta. Și o să vedeți, o să fie un vlog pe cinste, așa că rămâneți până la final. Am ajuns și la târg și acum mergem să plătim taxă, pentru că este o taxă de intrare de 3 lei, parcă era? Sau un leu, nu, un leu e. Poate să schimbe banii ăștia, singurii bani pe care am. Uite aici e caseria, dragule. Ia 4 direct. Da, dați-mi 4. Ia biletul ăsta. Mulțumesc. Acum ai și nu luxă. Da? Am primit un bilet de la un nene, ce drăguție trei atunci. Am ajuns și la târg, am și intrat, mi s-a rupt acolo bilețelul și hai să vedem cam ce găsim. Ne lovește partea asta de biciclete, partea de dero, evident. Oh, și de curele. Mamă, uite curea de aia, hai, ducească leșini. Și de ce cumpără oltenii din Severin curele? Multe. De ce? Ca să-și bată nevestele. Oh, ce ai zis-o pe asta, băiatul meu? Da. De ce se uite lumea urât când te văd că filmezi? Uite schelete de pat. Cred că mai bine mergem în partea cealaltă, că acolo sunt lucrurile alea interesante, lucrurile pe care le cauți tu, vechiturile alea, trusele alea de machiaj. Doamne, de ce alea? Să acum știi cum, cu gândul. Îi zic femeie, ia să vedem, uite bijuterii. Vai, ce drăguț e colierul ăla. Uite și unghii false. Uite make-up. Deci poți să cumperi unghii false de aici, nu? Da, dar nu mi-aș dori. Dar trusa asta de make-up pare folosită. Mă rog, trecem peste. Muzică bună la Severin azi. Uite și pantofi aici, la modă, tot ce trebuie, totul actualizat. Bă, uite CD player pentru smart. Ce? CD player pentru smart și poate are Bluetooth sau auxiliar. Bine, mai bine luăm, punem auxiliarul ăla nostru. Cum stai de telefon? Găsești de toate în târgul ăsta. Lanterne. Să-ți luminezi calea. Ceasuri, vai. Uite ce brățară drăguță. Ce drăguță. E cam blinky. Baterie de iPhone. Au, ce frige. Hai să o găsim pe tantea aia, că eu încă știu cum arată. Da, mă crezi că muzica asta mă face să-mi salte așa picioarele? Ei, na. Ia uite-o, vine-mi coace. Aici, nu? Bună ziua, strângeți trusele de make-up? N-aveați dumneavoastră o trusă de la Anastasia Beverly Hills? Ai avut-o, doamna, de mult. Măi, dar nu găsesc pe aia, nu, lasă-mă că sunt un pic supărată. Deci a venit luna trecută și a găsit trusa respectivă și nu și-a luat-o, că a zis că nu că găsește după aceea. Și a rămas cu gândul la București la trusa asta și a zis, mă duc când vin la Severin, mă duc la tanti aia. Uite, măi, poți să cumperi și lejerie intimă aici. Ia, lasă, cumpăr tu altă dată. Poți să cumperi niște vechituri aici, poți să mănânci o gogoașă. Mamă, dar ce bine, băi, dar ce miros frumos de gogoși. Da. Miroase exact a gogoșile alea făcute de bunica, foarte frumos de miroase. Gogoșa la Severin nu se compară cu niciuna, nici micu, o să vedeți astăzi. Ia uite, gentuțe de firmă aici. Mamă, dar eu stau și mă întreb, conservele alea de pește, ținute în căldură, oare mai sunt bune? Și uite, avea și acea parte de copii, cu jucărele. Și haine de armată, de muncă. Mamă, se seamănă așa cu niște păpuși de alea, super... Cringe. Da. Înfiorătoare, care s-ar mișca la un moment dat. Exact. Uite, înghețățică. O încercăm după aceea, după ce mâncăm, da? Da, după ce mâncăm, după aceea, dulcele da. Întotdeauna înainte de masă. Niciodată, Madi. Ori, și aici, aici raiul gogoșilor, miroase bine rău aici.
cu ochii la Gogo și era să-mi rup gâtul. Deci chiar miroase super, super bine. Ce să vedem pe aici mai? Haine! Cred că bun. Am ajuns destul de târziu, pentru că văd că lumea oarecum se pregătește să strângă, din câte observ. Și ora 12, cam așa e. Auzi, poate nu luăm și noi bătaie, cum și-a luat ăla, cum îl cheamă? Activistul Buzem? Da, exact, sper să nu. Că noi nu zicem nimic de rău, că noi nu ne interesează bonul, pe noi ne interesează... La Nike? Nike. Și aici avem diferite cabluri, dacă ai nevoie de un cablu, probabil găsești pe aici, căști. Pe aici. Ochelari. De vedere. Băi, zi, mă. Cum ar fi să-ți găsești o pereche de ochelari, mulțimea asta de ochelari, să-ți găsești ochelari de vedere potriviți cu dioptriile pe care tu le ai? De adică tine. Cât de norocos să fii în viață? Uite, m-aș uita la ceasurile astea, că posibil să găsești ceva de firmă aruncat pe aici. Scurtă pauză publicitară. Între timp au venit și socrii, sunt aici în față. Aici, fac cu mâna frumos și cred că ei vor o bragă. Zic că nu vrei o bragă. A? Ba da. Dar nu am văzut într-o bragă. Ba da, aici. E bragă aici. Da. Hai să bem o bragă frumos. Nu înghețată înainte de mici. Ia bani de aici din buzunar. Hai scoatem bani din buzunar. Buzunarul de târg așa frumos. Uite ce am vrut pe noi. Câte pahare de bragă iau? Păi ia și tu, eu beau cu tine și iarășilor două. Sărmâna, 3 pahare de bragă, vă rog. A, stai așa, bagă înapoi că e de mic. Nu ne prins cu bala pe firmare. Nu, doar pe ea. Cam așa arată braga. Trebuie să mai din ce e făcută. Chiar din ce e făcută, uite cum am întrebat. Cereale fermentate. Mă duc mâine. Și are o maia de drojdie. Am înțeles. Deci maia, drojdie, cereale, tot ce trebuie. Braga e de 150 de ani, tata. Păi da, dar nu m-am zonat noastră. Bragă de 150 de ani. Ia mai. A făcut lui regele Mihai când a venit aici cu vaporul. Lumea nu știe. Ce nu-ți place? De ce nu-ți place? Nu înțeleg de ce nu-ți place. Nu știu, are cu asta ceva de așa... A cereale fermentate. Ce face, domnul Manca? Dar nu-mi place cereale fermentate. Mai au grăși de mie. Am ok. Cât e paharul? 2 lei pahar. Vedeți, un pahar de ce de bragă, ceva cereal. Ia să-l vărs. Înghețată, original. Păi venim imediat. După mici venim. Ia gustă, dragule. Hai, mancă, e bună, rău, ești nebun la cap. E bună, dar merită. 2 lei un pahar de ăsta rece. Te răcurește pe suflet, jur. Exact, și e ceva sănătos. Adică e ce e acolo? Are drojdie, are cereale fermentate. Stai că a văzut tata socrul niște Adidas. Ce Adidas roz. Ce mai găsit Adidas? Uite ce Adidas roz acolo. Uite, îi vezi? Da, îi văd aia. Ce ia de cost. Și cred că și mărimea mea. Cred că și mărimea mea. Fian, Madi, fian aici. Truc. Pare că nu-ți place, da? Da. Ca să negociezi, da? Te văd cum negociezi, ia să te văd. Da, mă, frate, că nu știu. Ia să te văd, haide. Ia, bagă-i în picior puțin. Bă, dar cine e aici? Cine e aici cu Adidas-ii? Ia să vedem. Și să măcar filmă ceva? Nu. Nu e nicio filmă. Păi și 100 de lei, Madi, merită. Păi nu merită, dar e probleză așa. Bine, mai, dacă tu ești. E probleză, doar să vă știu, că de dăcut mai stau cu perechile de ajuns. Da, dar nu prea. Adică, s-a hai că luați cu te unul fiecare. Adică cu șosete... Ai auzut și tu e unul, doamna unul. Cu șosete... Mamă, chiar că uite! Vă vin dumneavoastră? Zi, Madi, negociază. Stai un pic, mă uit și la așa ce mărimi sunt. Uite, ăștia sunt 36. Dar mi-e știu ăsta rost puțin. Dar 100 de lei nu merită. Care e ultimul preț pentru ăștia, pentru ăștia din picioare? Poftim? Cum să nu se negociază pentru niște Adidas fără firmă? Ce că 100 de lei. Ia uzi, mai, se vând la frumusețe. Ce? Se vând la frumusețe, ia uzi. Da, las că frumusețea poate să coste și mai puțin. Deci nu-i? Ce? Nu-i vrei, nu? Nu. Bine. Problema e că, doamne, cam tupeistă și un pic fără bun simț. Trebuia să-i cer bon, mă, frate, fac ageană. Și vrei? Doamne, bon unde e pentru 100 de lei? Dar și mie bon. Da, hai să mergem să-i luăm. Hai cu pași rapizi către mici. Filmează puțin. Wow, uite aparatură. Trepied pentru filmat. Bine, e foarte mare trepiedul, adică n-am ce să faci așa. E, da, e prea mult. Tu suport de muzică? Ăsta e mișto să-l pui în casă. Să ai un tablou ceva pe el. Să pui un tablou. Sau uite, poți să iau asta, să te bag cu ea. Să dau de asta un percut. Mai tot cu mănușile tale. Și ție ceva pe asta, uite. Să-ți dau cu ea. Să pui pe cap. Mai degrabă ce le pui tu pe amândouă și tot o ții bătaie. Și dacă nu mai merge cu YouTube-ul, o dai avem cu asta. Acasă una. Nu, o dai pe la semafor. Da, avem una acasă. Dar uite aici cum sfârâie micul, ia uite. Pâinica asta, dată un pic așa pe grătar, acolo unde este grăsimica. Ia uite ce frumos arată bucata aia de carne. Of. Da, zi. Suntem aici cu mama soacră și cu tata socru, pe care l-am șerut pe cameră. Sunteți pregătiți să gustăm mici? Da. Dar dăm o părere de aia sinceră. Ce mai bun mic la drobeta ai găsești? Asta zice în și Mireț. Târgul veteran drobeta. Deci cum s-ar zice, ce se naște din pisică, facem iau. Așa tată, așa fiu.
Soțul meu a rămas fără bani, i-a cheltuit cineva, nu eu, sub nicio formă. Mai ai răbdare, dragule? Stai mă, că eram panicat că n-am bani, că am luat 100 de lei de mașină, ca să-mi iau toți banii. Și acum credeam că n-am bani să plătesc aici. Intră bici ăștia ca un pumn în ochi. Mai spune-te acum, unde-s cei mai tari mici? La Târgu Veterani. Târgu Veterani aici, frumos, mici proaspăt. Mamă, ce cum a intrat acum. Auzi, uite cum arată, auzi, pierde pe uite. Ceafă, uite, ceafă, auzi. Cârnăcior, tot ce doriți. Deci am mâncat seara trecută tot aici și mi-a rămas micul ăsta, am plecat la București cu micul în cap. Sunt proaspăt. Eu fac proaspăt, uite ce urâtă, eu fac proaspăt la toată lumea. Ceva pe ei, sare și piper, nu? Dau ceva pe ei. Sare și piper și cred că un pic de delicat, așa ar părea. Delicat, da. Ești bun? Foarte bun. Vă place? Da. Ești bun, Cate. Mamă, dar asta... Aaa, Marica, bine și mici. Haide, ai costă prima dată pe un mic, haide. Mă, o pâinică asta. Mamă, și caldă, acum e altceva. Da. Da, da. Luăm pe ăsta, băgăm un pic așa în muștar. Ce e ca mic, micul ăsta? De ce mici nu? Ia-te puțin cum arată. Aici ceva grăsime, vezi pe acolo? Da. Foarte bun. Ești delicios. Foarte, foarte bun. Mama, așa că? Eu sunt singur care nu gustai. Și mi-a făcut... Vezi și muștarul ăsta așa diluat. Mai ieșit de la București. Mai bun ca la București. Îți cam ca aia de la Obor. Ce suculenți sunt. Cu cartofi și așa, cu pâinica asta caldă, pus acolo pe grătar, peste grătar. 70 de lei. 70 de lei? Tot? Mult? Un pic cam scumpigel. Da. E de târg. Față de cei de la Obor, ăștia sunt mai subțiri, și mai subțiri și mai mici. Ceilalți sunt mai grosuți așa și mai mărici, atâta. Îi dăm bădaie cu micul? Le place la femei. Mai măricel și mai... Tata sau cum nu zice prostii pe vlog. Dar nu prostie, mici. Dacă ai face așa o comparație, cred că e mai bun la Obor. Muștarul e ok, micul e ok. Aba, la fel. Pâinea e foarte bună, cartofii crispy, frumos. Zi, Madi, așa după ce ai mâncat doi miculeți, cum ți se pare? Unul am mâncat. Unul ai mâncat doar? Da. Așa mult te-ai chinuit pe un mic? Da. Doamne, frate. Pe dacă vrgea. E consistent. Exact. E consistent, adevăr, dar dacă e așa o chestie, o remarcă, parcă l-a făcut puțin cam repede. E așa cam... Mi se pare cam scump. Da? Asta e singura remarcă pe care vreau să fac. Cam scump. Cartofii chiar sunt ok. Chiar. Îmi plac foarte mult. Cartofii și pâinica chiar au meritat toți banii. Bine, 10 lei pe porție de cartofi? Da, da. Unde mai mănânci un cartof cu delicat? Ia zi. Adevărat. Vezi delicatul, sarea, piperul, cartoful, curățatul, apa pentru spălat. Ce mă, că stai de la congelat? E gata, făcut. Da, da, a trecut așa prin mai multe procese. Așa cum v-am promis, o să încheiem vlogul și cu o înghețată. Mi-am luat doar eu cu tata socru de ciocolată. Nu merită banii, nu e bun, are gheață în ea. Mai bine de picuțean de acolo, aia e cremă. Nu v-ați luat voi deci varianta bună. Nu e bună, că e foarte bună. Care are un gust atât de intens de ciocolată, dar se topește. Am terminat și noi degustarea. Din păcate, socrii mei au plecat cu o altă treabă și nu sunt aici să dea note, dar eu zic că tata socru, după cum a zis la început, sunt cei mai buni mici din Severin pentru dânsul. Și, sincer să fiu, chiar sunt cei mai buni mici din Severin. Dar nu se compară cu Obor. Nu se compară, dar se apropie destul de mult. Da. Ca idee. Dar prețul a fost cam mare. Pentru două porții de cartofi de vreo 10 lei, porția nu era destul de generoasă. Cred că era 100 de grame acolo, bune. Și cred că 100 de grame de cartofi a fost 10 lei. Adică 200 de grame de cartofi, 20 de lei. Cam mult. Dar buni. Da, că aveau vegeta pe ei. Vegeta, delicat se zice. Aici la Severin se zice vegeta la delicat. Iar micii ai luat 10 sau 9 mici până la 10 mici. 10 mici, s-au mâncat toți foarte suculenți, foarte buni. Puțin cam... Subțiri și mici, așa. Și cruzi puțin, cruzi. Așa, cum ar spune băieții, ușor cu vită medium sau cu blue, nu știu cum spune băiatul ăla de pe TikTok. Le-aș da o notă de 8. Și eu la fel, cred că tot. Da. I-a scos cumva pâinea, cartofii, muștarul. Adică, pe total sunt ok. Meniul complet e ok, asta e ideea. Nu luați doar micii fără muștar sau micii fără pâine. Încercați și cu cartofi. Noi data trecută i-am încercat fără cartofi, dar data trecută oriunde ne era nouă frig și au intrat exact cum trebuia, știi că era frig atunci, ori chiar au fost mai bine făcuți, nu ne dăm seama. Dar sau ne era mai mult foame. Probabil. Merită să veniți în Severin și să încercați craftul micii din Severin, de la târg.
înghețata de la înghețata de casă. Am uitat să dau notă înghețatei. Înghețatei dau nota 8.50. Dragilor, dacă v-a plăcut acest review, lăsați-mi în comentarii unde ați vrea să mai încercăm mici sau diverse mâncăruri, iar noi vom încerca cu siguranță pentru că ne place să mâncăm. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Pa, pa! Pa, pa!